You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Peste foarte puțin timp, Moș Crăciun își va face apariția pentru copiii din întreg județul, iar cei mici se pregătesc intens pentru primirea bătrânului cu plete albe. Însă dacă până acum câțiva prichindeii scriau moșului scrisorici în care îi cereau în dar dulciuri și jucării, acum odată cu progresul tehnologiei și pretențiile celor mici au crescut. Câți anișori ai tu? 8. Cum te pregătești tu pentru venirea lui Moș Crăciun? Ai pregătit cizmulițe, ceva? Da. Ce ți-ai dorit să-ți aducă moșul? Un telefon și... N-ai un telefon? Anul trecut ce ți-a adus moșul? Nu mai știu ce mi-a adus, dar... Dulciuri ai vrea să-ți aducă? Da. Ce ți-ai dorit să-ți aducă moșul anul acesta? Peana și Elsa și dulciuri. Anii trecuți ce ți-a adus? O cordeluță, un puzzle și dulciuri. Ai fost cu minte să-ți aduc aceste daruri? Da. Și crezi că ți le va aduce? Da. Cu toate acestea, spiritul sărbătorilor se păstrează încă viu. Dovadă o face și pregătirea celor mici pentru primirea moșului. Pentru a-l face pe moș să vină la tine, îi cânti cântecele, ce faci tu? Îi cânt și îi pun niște prăjituri și lapte. De obicei vine moșul la tine? Da. Cărcat de daruri? Da. Moș Crăciun își va face apariția pe ferestrele copiilor în noaptea de sâmbătă, când va veni la fel ca în fiecare an încărcat de daruri. Asta doar dacă cei mici au fost cuminți. Dacă nu, se vor trezi în zorii zilei cu o nuielușă.